Căline, Călin boxerul în care, vezi că au făcut box. O fost sport iertare. Bună, dragi prieteni. Uită. Sunt prietenul Nelson și duc la fier vechi niște mapuri. Obiecte metalice. Te rog să mă însoțești ca să... Da, dacă mai ai obiecte metalice, copilul ăsta, să lași un anunț aici. Serios? Eu dacă iau un avion și vreau... Avion, cu. Uitați-l pe Călin. Aici, domnilor... Eu, dragii mei prieteni, boxeri și șmecheri cu afaceri, pariuri, jocuri, gagici bune, din fier vechi și muncă cinstită, fac o grămadă de bani să și pot trăi. Să pot trăi. Și mi se pare corect. Suciu Călin, Modern Talking, Modern Talking. Formația ta preferată, Modern Talking. Domnilor, după cum vedeți, în continuare, avem aici din fier forjat. Ia uitați. Bravo, uite. Cam 150 de kg, ori 60 de bani. Ai, ai făcut este ceva. Este un 1,5 milion. Da, uite. 1,2 milion. Fier forjat, avem aici și scaunel pântru. Când mereai la pescuit, la pădure, la un grătar. Da. Bravo, trage ăsta. Nelson, îți mulțumesc. O zi frumoasă, distracție. Și ție, Călin. Pagă mare, ați văzut, bă? Așa dacă ar face tăți. Să muncească, mă, să muncească, mă, nu să margă să trândăvească. Uite, Călin să moră dacă nu. Aici e căruțul, ăsta e Mercedes. E împrumutat de la fier vechi, de la prietenul meu, un om minunat. Da? Cu ăsta. Fier vechi unde? Acolo pe... De sute de ori, tone întregi, câteva tiruri aș umple, sau câțiva kilometri pus unul lângă altul, fierele. Faci o cale ferată. Topit, aș putea face calea ferată Cluj, Constantinopol. Litoral. Tu la litoral vrei, Călinie? Când ai fost ultima dată pe litoral? Am fost la 15 ani cu mama și cu fratele meu cu avionul, da? Cu taron, pe bune. Da? Am aterizat la Constanța și de acolo am luat autobuz și am fost la Eforie Sud. Cântam la chitară pe plajă în grădina lui Ion. Bă, dar așa tu știi să cânti la chitară? Da, bă, de la Liviu. Da? Liviu din C2. Și cântam la Eforie Sud, pe plajă. Cântam la chitară, da, la 15 da. Ani, cântam și îmi luau suc. Concert de... sau așa pentru... Bă, de distracție. Cântam de distracție. Uscă-te muiere, la șoate mii cantare. Nu cred că o știu uscă-te muiere. Uscă-te muiere, cum se uscă toamna frunzele pe pom, că ți-ai înșelat bărbatul și ți-ai bătut joc de om. E bun, și la șoate mii cantare. La șoate mii cantare, cu la chitară ai mano. La șoate mii cantare, una canzone piano piano. Bra! Ciao mio amigo un italiano vero, Suciu Lucian din Cluj Napoca. Bă, da, asta în grădina lui Ion e tare. În grădina lui Ion toate păsările domn, dorm numai una n-are somn. Se numește Călin. Hai, și avea un par cu vin. Vă iubesc pe toți. Auzi, puțin. Da. Bună. Bună. Bun, mă, Călin, mă. Ai mai vrea, ai mai vrea, stai un pic, ai mai vrea să mergi într-o excursie la mare? Cum să nu, dar n-am bani, trebuie să câștig, de-aia ajut la Paris. Bă, fii atent, mă, Călin, dacă eu fac ceva și îți dau o excursie la mare. Dar cum să nu? Da, numai, nu, am o iarnă. Chitară, nu, la primăvară, la vară. La vară. Eu pot să cânt la chitară, Modern Talking, italiană de astea. Deci cânt așa primitiv, dar cânt fain. Da, 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 deci da, da. Nu mă prostesc să te fac de rușine sau... Doamne fer, nici. Și sapă, hârleți. Și trebuie, bă, îmi trebuie, de exemplu, să mă sponsorizeze cineva să fiu mai cool. Doamna pescăreasa. Devin, devin colindătorii mai mici. Nu-i las, nu-i las că-i țâmp. Da? Nu, eu ce să fac, nu. Dacă dacă vine Călin la colinda. Dacă găsim auzi, sponsori cu... Dacă zice fain, câteva sute de dragul, dacă zice, ai, no, ați auzit dacă colindați fain, da. Dacă nu, nu, nu păi ei. Păi ei. Ți-o venit amu Ioana un copil, de-a dragoste și m-am uitat. E? E, dar la aia care vin, așa-i. Te las, Căline. Doamne ajută, nimeni mâncava și-o fost un beșin. Din alea, cum le zice la astea? Da, păi tot beciul l-am făcut curat. A? Și-am avut pe domnul Marius ajutor. Da? Dați prieteni, chistoace,
de persoană. Nu-i mai rău. Nu-i mai. Fiți atenți, oameni buni. Călin vrea să înceapă să cânte la chitară și o să vă dea probă, dar are nevoie de o chitară. Domnul, la o chitară mare cu 6 corzi de lemn veche și să funcționeze, să nu fie ruptă. Așa. Deși veche, să aibă... Ai nevoie de o chitară. Am nevoie... Rogă-i pe vreți, utilizatorii mei. Dragi utilizatori sau prieteni al Nelson Fani, să... Dai să n-arăt ca ultimul. Nu, să ești bine. O chitară să vă cânt. Eu mai ha. You my soul, really nothing really know. Bă, alu, în engleză. Deci fiți atenți, Călin e mai rușinos. Care aveți o chitară? Eu fac pe săracul, dragii mei, dar nu sărac, am frate no, Belgian, Ostende. Are, oi, oi. Care au fugit pe stă Dunăre. Nu, eu am zis că tu ești mai de revoluție. Mai rușinos. Nu mă fac eu pe săracul ăsta să deci vă distrați. Deci o reușit să treacă Dunărea. Da, bă, a trecut o pocoșarcă cu nuiele cu un văr, în septembrie 89. Tu-ți dai seama, mă. Băieți, trecut... vă voi vorbi în viitor. Așa. Fiindcă sunt ca un android extraterestru de distractiv și vă iubesc pe toți. Pa, ajutați-mă cu chitară. Eu cred că... Eu cred că... Excursie la mare, fiindcă n-am fost de la 15 ani. Auziți? Dacă nu mă descurc eu și-i lovesc în pariu și-l ajut eu pe Nelson. Mi-a dat atunci, bă, știi, când m-am pus suma aia de bani. E, mă. Știu. Mă duc să pun și acum o sumă de bani, Călin. Înțelegi? Pe Argentina. Ce știi tu? Eu nu... Ha? Eu mi-e și frică că mi-e rușine că nu le ghicesc. Ar așa. Să le ghicesc. Să... Bă, fiți atenți. Dar ia dacă îți dau 2 milioane... Da. Să îmi faci câte o poveste din tinereța ta, din ce știi, câte o poveste, da. Dar nu acum, Nelson, nu că acum, trebuie nu, să mă duc cu căruță. Nu. Deci fiți atenți, 2 milioane, el mare cu căruțul. Nu e el 2 milioane, cât, în fine, faci și îți dau câte 2 milioane, de fac 10 filmări, îți dau 20 de milioane. Dar fac, dar cât durează o filmare? Cam cât? 20 de minute. Cât stai 20 de minute. Da, o să povestesc. Și milionul pe filmare? Două. Dar povestesc fain, deci eu nu... Da, da, mă, adresa omule. Adresa autorităților nu. Deci povești distractive. Sau când am avut risc să mor. Sau când ai trecut granița, sau... când ai fost din ele. Ha? Și cum am bătut cu șmecher și cum ai bătut cu șmecher, cum ai început box și din ele. Și da, mă, Călin, am numărul tău ce sunt, te las. Pur la treabă. Dă tata câte 2 milioane, dă de clip. Încerc să-mi fac în gând cum să vorbesc, că niciodată exact. N-am mai vorbit așa. Că ca și cât ai citit cărți de Ion Creangă, ai citit? Știu, mă, știi cum povestea Ion Creangă? Știam, văzut așa. Și pe tine. Deci mai am model că ai talent. Atât. Și atunci încerc să povestesc, nici să arăt debil, cretin și ăsta, că eu pe hârtie știți bolnav psih de la armată, ce e abuz de acolo, dar de fapt eu sunt copil întreg. Corect, Călin. Bombardier. Schema, dă-i, stânga, dreapta. Bang, bang, bang. Polonezul la sala armate. Atât. Campionul Pol l-am bătut abandon în a treia Nelson. Da? Aveam 16 ani jumate. Poftim, poftim. Te las, Călin, serus. Mergem, oameni buni, hau. Băi, de dimineață.